Tancuța e Mezina, ei, să știți că a fost foarte mult așteptată și dorită chiar, dar am crescut-o cu lacrimi când am aflat vestea tristă, dar, cum să vă spun, cred că Dumnezeu de sus mi-a dat putere ca să pot trece peste greu ăsta mare. Diagnosticul de sindrom Down a însemnat pentru Ancuța izolare completă. Nu ieșea în lume, nu mergea la școală, nu știa ce înseamnă să-și poartă de grijă. Și cum în necaz nu vine niciodată singur, când a împlinit 10 ani, tatăl ei s-a îmbolnăvit. Fiindu-i afectate corzile vocale, omul n-a mai vorbit niciodată. Când părea că totul mergea din rău în mai rău, au aflat de Ancuța membrii asociației Ne trebuie speranță, înființată în 2003 cu sprijinul fundației Star of Hope. Copiii au reușit să se cunoască unul cu celălalt. Se întâlneau, își doreau să vină să facem activități. Am pornit la început singuri, cu părinții și copii, apoi am reușit și am adus lângă noi voluntari, elevi din școli și grădinițe, și ne mândrim și ne bucurăm că și la ora actuală, după atâția ani, avem profesori care sunt membri cotizanți și ne ajută la susținerea activităților. Avem elevi voluntari care lucrează, dansează, desenează activități sportive, educative alături de copiii noștri. Iar părinții au mai ieșit din rutina zilnică. În această asociație, Ancuța și mama ei au descoperit o lume nouă, necunoscută până atunci. O cunosc de mai bine de un an și jumătate și lucrez încă de atunci cu ea și am observat că, spre deosebire de ceilalți copii, Ancuța este foarte receptivă și răspunde cu succes la aproximativ toate sarcinile pe care eu le dau. Și acum Ancuța, din mână cu mamica, urcă, coboară cu bucurie, da, mamica, mergem la școală, asta e școala ei. Deci, să știți, nu a făcut nici o zi școală. De ce? Păi așa au fost împrejurările, că eu nu puteam să o las singură la școală în sat. Nici n-am apelat. V-ați temut că o să vă refuze? Am spus că și nimeni o primește. Deci ei eram plăpând așa și nu putea. Și n-am încercat. Și când am descoperit aici la asociații, deci până atunci copiii, deci pe stradă, vecinii, cum e la țară, așa. Deci Ancuța nu merge la școală, dar acum Ancuța vine de la școală din oraș. Deci școala ei. Noi plecăm la câmp și îi lăsăm telefonul ei acasă și noi o sunăm acasă pentru că tata nu poate vorbi și întrebăm: Ancuța, ce faci și tăticu? Ce faci tu? Cum? Și este acasă. Și el spune, dacă a venit cineva, a venit un nene sau a venit o tante sau tăticu faci treabă pe afară, deși ei pionul principal, omul de bază. Sunt peste 50 de copii, majoritatea cu sindrom Down, dar și părinți pentru care asociația este oaza lor de liniște. Beneficiarii de terapie specializată și consilieri au vârste cuprinse între 1 și 39 de ani. Alături de ei vin în fiecare săptămână voluntari, profesori și elevi de la școlile din Botoșani. Socializează, învață să danseze sau fac sport. De altfel, au și un club cu care participă la competiții sportive, de unde se întorc cu premii, dar și cu mai multă încredere în ei. Eu primi medalii, eu primi diplome și au venit acasă, spune: tăticule, ai o campioană, tăticule. Deci pentru dânsa ei ceva foarte, da, e o bucurie enormă. Mai nou are și un cont de Facebook pe care îl managerează singură, își updatează informații, aplaudează poze și așa mai departe. Aș putea spune că e un caz fericit, dar toată munca pe care noi am depus-o aici, în cadrul asociației, a fost dublată de munca părinților și asta a contat foarte mult. Povestea Ancuței și a prietenilor ei de la asociație e încă o poveste de succes. O poveste despre viață, despre omenie și despre cum fiecare dintre noi putem schimba destine, oferind un pic de atenție și un strop de bunăvoință. Dacă ar fi, de exemplu, să mai întoarcă roata, tot pe dânsa aș lua-o. Deci aș alege utopia, mă înțelegeți.
inima mea de mamă. E ca un îngeraș în casa noastră. Deci nu putem fără ea. Chiar dacă am crescut-o printre lacrimi, avem o bucurie mare.